Salut, prieteni! Sunt Adrian Pârvu și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. Un tânăr de 21 de ani din Vrancea a fost prins de radar cu 251 de km la oră pe E85 în Buzău. O încălcare gravă a codului rutier s-a petrecut de curând în județul Buzău pe DN2 E85 în afara localității Racovițeni. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani din Vrancea care a fost surprins de radar în timp ce circula pe E85 cu 251 de km la oră, scriu cei de la observator.ro. Șoferul a fost amendat cu suma de 2900 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile. Tânărul se afla la volanul unui autoturism Audi A6 și rula pe DN2 E85 în afara localității Racovițeni. El era însoțit de un prieten și se îndrepta spre casă, spre județul Vrancea. A trecut de un radar și, crezând că este singur, a accelerat, fiind filmat ulterior cu viteza de 251 de km la oră. Oprit de polițiști, tânărul a semnat procesul verbal, neputând da o explicație pentru viteza cu care rula. Șoferul a fost amendat cu 2900 de lei și permisul i-a fost reținut pentru 90 de zile. În aceeași acțiune, polițiștii mai depistând un alt șofer care circula cu viteza de 227 de km pe oră. E85 este tranzitat în cele mai aglomerate zile și de 15.000 de șoferi. Drumul morții, așa cum a fost denumit, a făcut numai 89 de victime doar în anul 2018. Dragi prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut articolul, puteți să-mi lăsați un comentariu, să-mi dați un like și să vă abonați acestei pagini. O seară frumoasă!